Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate ați auzit la știri, prima țară europeană care introduce obligativitatea vaccinării anti-COVID este Austria. Și de altfel spun prima țară europeană pentru că nu știu dacă or mai fi pe undeva prin lume obligativitate de vaccinare anti-COVID. Poate în China? Habar n-am, nu știu. Dar e clar că în Europa, pe tot continentul european, nu doar Uniunea Europeană, și printre democrații, printre țările democratice, Austria este prima. Obligativitatea vaccinării anti-COVID. Acum câteva zile, guvernul a anunțat că de la 1 februarie anul viitor, vaccinarea anti-COVID devine obligatorie pentru toți cei care se încadrează în intervalul de vârstă aprobat, deci toată populația eligibilă, și care nu au contraindicații medicale confirmate pentru imunizare. Adică dacă nu vrei să te vaccinezi, ai două posibilități. Ori aduci certificat că ai o contraindicație medicală certă, ori plătești o amendă. Cei care nu se conformează vor primi amenzi administrative, deci de 1000 de euro. Răgați până în februarie. Da, în 1 februarie. Să vezi ce de austriești se mută în România. Anti-vaccinești austriești vin aici. Dacă nu plătești amenda, ajungi la închisoare. Cancelarul austriac s-a declarat exasperat de ritmul lent de vaccinare din Austria, care are cea mai mică rată de vaccinare dintre țările occidentale, 66%. Noi suntem, noi bulgarii, suntem scoși din calcul, noi suntem la periferie aici, la noi, mă rog. Noi n-avem cancelar de asta, poate. Da, cancelarul a spus că vremea campaniilor de convingere cu vorba bună a trecut și că e nevoie de acțiuni hotărâte. Citez: suntem o societate, trăim împreună, nu avem doar drepturi, avem și obligații. Și dacă ignori aceste obligații, mai devreme sau mai târziu, ele trebuie impuse forțat, a declarat cancelarul Schallenberg. Avem un scop superior, sănătatea Austriei. Nimeni nu vrea o situație în care să nu aibă acces la un pat de terapie intensivă, pentru că paturile sunt pline cu persoane care nu s-au vaccinat și au COVID-19. Toată lumea are de suferit în această situație. Vaccinare obligatorie așadar într-o țară democratică europeană. L-am sunat pe profesorul de sănătate publică, Răzvan Cherecheș. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce părere aveți dumneavoastră de o asemenea măsură? Este etic să impui unui cetățean un tratament medical? Vaccinarea nu e un tratament medical, ci e o măsură preventivă. Ce privește etica, da, sigur că e etic să impui o măsură care previne, o îmbolnăvire severă pentru o anumită parte a populației. Dar aici, dincolo de etică, cred că avem o problemă și de practicalitate. Apropo de ce ziceați înainte, Austria e prima țară din lume care a propus vaccinarea obligatorie a întregii populații eligibile cu un vaccin anti-COVID-19. Eu personal nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie la nivelul populației pentru acest vaccin, pentru că noi avem o mortalitate de, în medie, undeva la 3%, ceea ce înseamnă că 3% din populație are risc semnificativ. Și atunci decizia de vaccinare trebuie să fie una individuală. Pe de altă parte, consider că există anumite grupuri profesionale care interacționează pe bază zilnică cu foarte mulți oameni și care pot să expună pe aceste riscuri, pentru care ar trebui să fie vaccinare obligatorie, cum sunt cadrele medicale sau profesorii din școli. Aceștia trebuie să aibă vaccinare obligatorie și această măsură a fost impusă în multe alte țări. Bun, dar credeți că va funcționa în Austria sau la noi, dacă, cine știe, poate la un dat politicienii ar putea fi tentați să discute așa ceva? Mă îndoiesc că în România se va impune astfel de măsură, mai ales că politicienii români, dacă da dovadă de ceva, a fost de absența coloanei vertebrale. Respectiv, au luat măsura care a fost cea mai populară printre cetățeni, nu neapărat măsura care a protejat cel mai bine sănătatea populației. Respectiv, uitați-vă că cu certificatul verde n-a făcut niciun progres, cu măsurile, cu testarea în școli nu a făcut niciun progres. Deci România nu se va lua astfel de măsură și nici nu cred că ar funcționa în România, pentru că încrederea populației în guvern a fost erodată și trebuie spus și în Austria, motivul pentru care Austria e atât de în urmă cu vaccinarea în comparație cu restul țărilor europene, pentru că luna mai același cancelar austriac a anunțat cu multă emfază, într-un mod familiar pentru noi românii, că pandemia s-a terminat, ceea ce a dus la măsuri de relaxare, la scăderea ratei de vaccinare și așa mai departe. Plus,
Israelul e un exemplu extrem de bun în care, deși Israelul avea o rată de vaccinare foarte bună, a avut o creștere semnificativă a numărului de cazuri, cei au fost cei care au descoperit că cam la 6 luni de la vaccinarea cu ambele doze, procentul de protecție, mai ales pentru cei cu comorbidități și bătrâni, tinde să scadă și prin introducerea dozei a treia au reușit să calmeze valul pe care l-au avut în Israel și valul pe care acum îl experimentăm noi în Europa. În alte țări europene este impusă pe scară largă folosirea certificatului verde, inclusiv, adică pentru toți angajații, inclusiv din mediul privat. În Italia, de exemplu. Ați vorbit mai devreme despre o eventuală impunere a vaccinării pentru anumite categorii profesionale. Profesori, medici, ce credeți de impunerea folosirii certificatului verde pe scară largă, inclusiv în mediul privat în România? Da, e perfect ok. Și motivul pentru care e ok e următorul. Motivul pentru care se impune certificatul verde este pentru protejarea persoanelor nevaccinate. Pentru că persoanele nevaccinate sunt la risc semnificativ de simptome severe, internare sau deces și în același timp sunt semnificativ mai infecțioase, au o durată mai lungă de infecțiozitate decât persoanele vaccinate. Acum, și aici intervine conflictul între responsabilitate individuală și responsabilitate colectivă. Dacă o persoană nevaccinată se infectează și are nevoie de servicii de terapie intensivă, are dreptul la aceste servicii în mod egal și nu are prioritate nici unul nici altul, la fel ca o persoană vaccinată. Ori în momentul în care, printr-o decizie personală, tu supraaglomerezi sistemul de sănătate și implicit scazi accesul unei persoane care este vaccinată, dar are o tulburare imună, este o persoană în vârstă la care sistemul imunitar nu mai funcționează corespunzător, este absolut firesc ca statul să impună o serie de restricții prin care tu, ca persoană nevaccinată, să nu ai același gen de acces și să nu pui în pericol viața altora prin decizia ta, nu acum, ci mai târziu, pe parcursul timpului. Mm-hmm. Aș vrea opinia voastră despre o chestiune care preocupă foarte mulți părinți și nu doar și profesori și, mă rog, și oficiali în țara asta, și anume testarea copiilor cu testele astea de salivă în școli. Deocamdată pornește greu acțiunea, nu sunt teste. Credeți că va funcționa? Adică, înțeleg că părinții ar urma să testeze ei acasă, dacă nu se poate testa la școală, să anunțe dacă vor sau nu. Cum vi se pare organizarea acestei măsuri? Este ca și cum avem doi țărani, amândoi au 10 vaci. La unii mor toate vacile și la unii merg bine și fac și viței. Diferența e numai una de management și de organizare și dacă știi ce faci. Din nefericire, la noi nu va funcționa pentru că e trist, dar ministrul Câmpeanu este incompetent. Toată vara nu a făcut niciun fel de măsură, nu a luat niciun fel de măsură, niciun fel de activitate pentru protejarea sănătății copiilor. Ventilație, măști, testare și așa mai departe. Testarea trebuia organizată peste vara. Acum o să vină și să spună, păi nu avem cum să facem în școli, de unde să luăm personal? Păi bun, dar toată vara, când se știa că va veni valul 4, nu asta era treaba Ministerului Educației, să găsească soluții pentru funcționarea școlilor. La fel, să mute responsabilitatea și presiunea pe părinți și copii, mi se pare absolut irresponsabil. Deci asta era treaba sistemului, să organizeze, să găsească spațiile, să găsească fluxul, să facă protocolele, să facă simulări, să facă testări și să asigure că, ca să nu mai vorbesc de achizițiile care trebuie să fie gata înainte de octombrie, ca testele să fie în școli. Deci aici e o degringoladă completă care e generată de lipsa de competență a ministrului, care, din nefericire pentru noi toți, atunci când vorbește, dar poate și pentru care un ton a vocii mai jos, dă impresia că știe ce spune, dar nu știe, de fapt. Mulțumesc că a fost în direct în deșteptarea profesorul de sănătate publică, Răzvan Cherecheș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.